Franța susține perspectiva de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de către președintele Franței la întrevederea cu prim-ministrul Iureleancă, ce a avut loc la Vilnius înainte de începerea summitului parteneriatului estic. Șeful statului francez a felicitat Moldova pentru parafarea acordului de asociere. François Hollande s-a pronunțat pentru intensificarea contactelor bilaterale, subliniind că cea mai bună cale pentru apropierea de UE este fortificarea relațiilor comerciale și economice.